un brad curios. Uitați-vă ce formă ciudată. A pornit de aici. S-a format elul. Crescut destul de înalt. O ciudățenie a naturii. Aici ne aflăm pe 28 august la Pietrele Doamnei, în pădurea de brazi minunată, și am observat această anomalie a acestui brad. Să-l prezint, e o curiozitate. Într-o pădure puternică și mare de braz falnic, codrii noștri minunați. Și aici, normal, să apară un caz deosebit. De aici se formează un el, se duce, de aici a crescut drept, deci numai la un metru și ceva, un metru jumate de pământ, a căpătat ciudățenia asta, forma ciudată. Și crește frumos, elegant, e sănătos, se duce. Dar de aici a avut o mică problemă, e o ciudățenie. O prezint ca un fapt. Îndeplinit în natură. Și natura își urmează cursul. El s-a dezvoltat. Fără probleme. Exact ca și organismul uman. Orice boală, organismul uman și-o vindecă. Deci el se luptă cu boala organismului. Și până la urmă, orice boală o vindecă organismul. Așa e și copacul. Să luptă și până la urmă învinge. Cine e cel mai puternic învinge? Cine e mai slăbuț? Cedează.